Bună seara, oameni buni, și bine ați revenit la o nouă emisiune. În seara aceasta vom face un unboxing împreună. Ediția aceasta vom despachita împreună un pachet de la Mama. De la prima atingere a pachetului pot să vă spun că respectă normele. Este o sacoșă specială din rafie. Dacă mă întrebați pe mine cumva, ar trebui să facă un upgrade pe edițiile următoare, deoarece rafia este penetrabilă și s-ar putea ca în contact cu ploaia să dăuneze alimentelor dinăuntru. Ce pot să mai observ din prima este profesionalismul Mamei, care a trecut pe etichetă numele destinatarului pentru a nu fi pus în mâinile cui nu trebuie, la gară sau la autogară. Haideți să deschidem să vedem ce este înăuntru. Mirosul, deja pătrunzător, este un element foarte important la pachetul de la Mama, pentru că vine în perioade în care foamea este foarte mare și o să încerc să mă abțină să fiu cât mai controlat în analiza alimentelor dinăuntru. Bun. În continuare, etichete. Pot spune că acest pachet este cu adevărat profesionist. Asta este o jumătate de sticlă de borș. Deci este jumătate, asta nu putem să știm. Borșul este foarte important dacă vrei să faci ciorbă sau dacă ți-e rău de la băutură. Bineînțeles, mamele nu trebuie să știe partea asta, dar noi mergem mai departe. Aici avem, după cum puteți vedea, salată de vinete. Salata de vinete este foarte, foarte gustoasă. Fiecare mamă o face cumva cu mai mult sau mai puțină ceapă în funcție de preferințe. După miros, salata asta de vinete are destul de multă ceapă, trebuie să ai foarte mare grijă când o consumi și, bineînțeles, să dai share și la prietenii tăi. Este împachetată foarte frumos într-un vas de plastic pe care îl poți refolosi după ce îl speli, bineînțeles. Continuăm aici, după cum văd eu, împachetat în staniol. De obicei putem găsi ceva dulce, dacă mă întrebați pe mine. Avem chec, într-adevăr. Este un chec cu nuci, ceea ce este foarte binevenit și poate fi păstrat, bineînțeles, pentru cafeluța de dimineață sau pentru un desertel după ce ai mâncat din celelalte alimente. Câteodată mamele, bineînțeles, fac lucrurile extra. Mama de data asta mi-a trimis și niște mici prosopele, ca să le numesc așa, pentru șters sau pentru folosit în bucătărie. Mulțumesc! Bineînțeles, nelipsitul gem, scrie pe el, gem de căpșuni. Chifteluțele, delicioase ca de obicei, vin împachetate în caserole, după cum vedeți până acum. Putem spune că profesionalismul este într-adevăr desăvârșit în acest pachetel. Chiar avem și o tematică roșie. Aici avem medicamente, se pare pentru răceală. Aici este o greșeală mare pe care noi o facem în conversațiile telefonice cu mamele noastre când tușim. Deci aveți foarte mare grijă să nu tușiți într-o conversație cu mama dumneavoastră. Eu, evident, am explicat că e de la praf, nu s-a înțeles și de-aia te trezești cu medicamente într-un pachetel ce în mare parte ar trebui să fie întotdeauna din alimente. Un salam de vară, după cum vedeți, este împachetat într-un mod impecabil, are ziarul înfășurat în jurul lui și niște fundițe făcute foarte bine din sfoară, de apreciat detaliul în care s-a intrat pentru pregătirea acestui salamior. Aici avem o cană cu, dacă urmă și el, de obicei în ziare se pun ouăle, într-adevăr, avem ouă, cel mai probabil de țară, împachetate foarte bine în ziar și adăugate în această cană. Ce credeți? Tot roșie. Aici mai avem împachetat. Opa, să nu... Dar se pare că pachetul nu este atât de bine întreținut, cum aș fi așteptat, și mai cad lucruri din el. Foarte mare grijă, acest pachetel trebuie făcut ca un Tetris ca să aibă succes cu adevărat. De aici a căzut ceva. Sper să nu fie mai multe ouă. Ups, borșul. Într-adevăr, sunt mai multe ouă. Se pare că mama a considerat că am nevoie de mai multă proteină în viața mea și de-aia a adăugat atât de multe ouă. Pachetelul continuă. Avem alimente înfășurate în sfoară cu ziar și miros destul de bine. Chiar sunt curios. Slănină.
Mama a adăugat slănină, probabil că se apropie și sezonul din ce în ce mai rece în continuare. E foarte bine să ai niște slăninuță. Șnițelele nelipsite, cei drept sunt puțin dezamăgit că se încheie acest ritm roșu în care, pe care l-a stabilit de la început în casărole de plastic, dar șnițelui șnițel nu ne putem plânge, sper să fie de pui așa cum îmi plac mie. Revenim la roșu cu un castron, cu staniol și un capac roșu. Din ce văd aici sunt cornulețe foarte bune pentru desert. Le adăugăm aici. Gogoșari, scrie pe gogoșari, câteodată consider că mama exagerează puțin cu denumirea pe etichetă, este destul de evident, deoarece acest borcan este transparent și eu deja știu că sunt gogoșari, însă ia-ți număr și să și scrie pe acest borcan că sunt gogoșari. Pâine, aceasta este o greșeală pe care majoritatea mamelor o fac, și anume adaugă pâine la un pachet care deja este greu. Pâinea este într-adevăr ieftină, nu trebuie neapărat adăugată la un pachet, dar o lăsăm aici. Că veni vorba de lucruri nefolositoare adăugate la un pachet, aici avem nuci pe care va trebui să le găsesc un moment de libertate în care să le spar ca să le pot mânca. Poate să fie și asta o activitate cu prietenii. Nelipsita zacuscă de ciuperci, în continuare frumușel cu capacul roșu, apreciată maxim. Compot de pere. Acum se întâmplă foarte des la fiecare ediție ca mamele să insiste în a-ți pune un aliment pe care tu nu l-ai suportat de mic. Probabil că te-a și văzut vomitând în timp ce mâncai pere, dar ea insistă cu acel aliment. Variază de la consumator la consumator. În cazul meu, perele cred că sunt chiar și alergic medical la ele, dar mama continuă să îmi bage pere pe gură. Avem o cutie de smântână. Din experiența mea, nu e smântână înăuntru, dar sunt curios ce poate să fie. Cel mai probabil este o supiță, o ciorbiță. Da, avem o supiță, cred că este de peișoare, foarte bine venită, încălzită pe vremea asta rece, chiar ne-ar ajuta. Cred că atâta e. În caz că mă apuc de gătit, mersi mamă, o adăugăm aici. Și se pare că mai am un singur lucru. O sticlă de Coca-Cola pentru a respecta tematica roșie în final cu mesajul mulțumesc de la mami. Eu ar trebui să-ți mulțumesc ție pentru acest pachet. Sărbători fericite pentru perioada care vine. Oricum ne vedem că vin și eu acasă. Aștept comentariile dumneavoastră vis-a-vis de pachetele pe care le primiți voi în timpul anului de la părinți. Mersi mult că ați urmărit și sărbători fericite, că mai au puțin și vin.